bine îți cunoști casa și cât de bine știi să te ascunzi în ea. Dar să te camuflezi așa încât nimeni să nu te poată găsi fără a te ascunde. Noi știm foarte bine culorile care predomină în casa noastră. De aceea vom lupta pentru ele. Monstrul care ne va căuta astăzi va da de belea. Și primii care vor concura pentru culoare sunt Matei cu Ionuț. Să vedem cine e cel mai tare. Băieți, vă doresc succes! Start! Bravo! Matei, tu ești primul care a atins coarda, deci alege Ionuț. Albastru sau negru? Negrul meu. Deci Matei îți rămâne albastru? Cât de șmecher este Ionuț! Știe culoarea bună de ascuns. Următorii care intră în luptă sunt Melissa și Mircea. Oh! Oho, Mircea! Te-a atins! Melissa, ce culoare preferi? Eu voi alege culoarea ascunzișurilor întunecate. Culoarea neagră! Și eu roșu. Să bat la ochi. Acum se bate mami și cu tati. Șmecher, noi vă dăm vouă culori cât mai bune de ascuns, iar voi nouă culori neon? Nu reușesc! Tati, iată și ai pățit-o! Te-ai tot strâmbat? Deci, mami, hai alege costumul tău! Ambele culori sunt de ochiate, așa că mare alegere nu prea am. O iau pe aceasta. Mami, eu cred că tu un pic ai greșit culoarea. Dar cine vine astăzi să ne caute? Am înțeles că are multe picioare. Chiar și coarne. Iese la plimbare doar noaptea. Și îi place foarte mult atunci când în casă e dezordine, mai ales în bucătărie. Nu știu ce-o fi, dar sună scârbos. Eu am plecat să-mi caut cel mai tare loc. Eu propun o nouă tactică. Noi ne ascundem, iar abonații decid cine s-a ascuns cel mai bine. Pentru început, eu propun să ne ascundem cu toții în această încăpere și vom vedea cui va reuși cel mai bine. Ionuț, eu îți recomand să stai aici sub acest scaun. E locul cel mai întunecat din această cameră. Dacă voi vă ascundeți jos, eu mă voi ascunde în cel mai înalt loc. Aici. Mihaela, uite, acest perete este cel mai potrivit după culoarea camuflajului nostru. Uite, tu stai așa aici, iar eu voi sta lângă tine. Nu te mișca, ține mâinile drept, jos. Stai acolo, ai înțeles? Da, Melissa. Și mai sus. Cred că este locul meu potrivit. Ca să nu ne găsească pe ambele, mă duc eu în altă parte. Tu rămâi aici. Doar trebuie să-mi ascund fața. Scriți în comentarii dacă nu mă văd. Culoarea mea e întunecată și pot să mă duc la geam. Tot e culoarea aceasta. Ha? Ce zici, Miha? Eu zic că e bine. Cât pe ce să uit? De față. Uite, atât de fain! Nu a fost la nimeni! Mă urc pe scaun și sunt perfect ascunsă! Uite așa! Nimeni nu s-ar fi gândit! Unicul loc care este potrivit pentru mine, eu o văd doar pardoseala! Cât de cât pare a fi spre portocaliu! Melissa, scuze! Ce aici lângă mine? Hai, încăpem cu toții! Bine. Eu m-am ascuns cel mai bine! Ba eu aici în colț! Ba nu! Eu cu Ionuț! Ba nu! Eu! Ba Mihaela! Locul meu e cel mai tare! Nimeni nu m-a observat! Pe mine, monstru, nu o să mă vadă! Lasă-mi fi abonații! Cine s-a ascuns cel mai bine? Iar! Să scrie abonații! Dar nimeni nu a observat că nu m-am camuflat doar pe mine, ci și napolitanele, Nati! Ia uitați-mă aici! Sunt verzi ca și mami mele mie!
Ce? În timp ce noi ne ascundem, tu te delectezi cu napolitane? Dar eu ce să mănânc? Mami, și nu doar tu ți-ai camuflat napolitanele? Eu mi-am luat cu gust de căpșuni, de culoarea mea. Uite ce șmecher, eu la asta nici nu m-am gândit. Mati, caută și tu ceva pe Șopius. Poate găsești ceva de culoarea ta, albastră. Haideți, nu vă plângeți, că mă voi împărți cu fiecare care nu are. Data viitoare, s-o faceți și voi așa. De ce îmi dai și mie? Mulțumesc! Dar imediat veți vedea ce voi face eu. Asta toată este de culoarea neagră, deci e perfectă. Melissa, ce faci tu acolo? Caut și pentru mine, dar și pentru Matei delicii, de culoarea noastră. Matei, pentru tine deja am găsit. Ce-i Melissa? Eu vreau napolitane. Păi napolitane am și găsit, de culoare albastră. Melissa, să nu uiți să te împari și cu noi. Până ce eu mănânc dintre ale mele. Ce bine miros. Hai că vă dau și cu lămâie. Sunt super delicioase. Pentru mine voi lua cu brownie. În coș. Doar trebuie să iau și de alte culori. Mai știi, în challenge-urile viitoare, ce culori voi mai fi? Roz, verde, roșu. Hei, Melissa, napolitanele mele, uite, sunt practic de culoarea ta. Eu zic să servești de ale mele. Da. Mulțumesc. Cu drag. Eu totuși propun o altă tactică. Haideți să votăm în comentarii cine s-a ascuns cel mai bine acolo. Și cel care va acumula cele mai multe puncte, acela și-a câștigat. Și se va ascunde anume acolo unde ai votat tu. Și avem doar 10 secunde la dispoziție să ne ascundem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai un pic. Și 10. Nu vă mișcați că vine monstrul. Și? Cine s-a ascuns cea mai bine? Hai să încercăm să găsim ascunzișuri în dormitorul Melisei. Aici, în colț. Am înțeles, tu vrei să te ascunzi pe brăduț. Hai, uite așa. Punem poziția turcului și Mihaela este un brăduț. Eu plec în altă parte. Mami, dar pe Mihaela n-ai ascuns-o bine. Ce fel de plapumă dedicat în sus? Gata, am înțeles. Mihaela, culcă-te. Așa. Și stai drept. Eu am o altă tactică. Lampa de veche o dau mai încoace. E portocaliu. Și lampa la fel e portocalie. Uite așa. Bine că și acest perete are niște elemente verzi. Așa? Cred că e bine. Scrieți în comentarii. Wow! Am găsit cel mai întunecat loc! Corect, Ionut! Aici este locul potrivit. Tu ce cauți aici? Tu ești brăduțul de pe pat. Hai. Dar aici nu-i nimic albastru. Unde și mă ascund eu? Acolo lipsește o pernă. Haideți să vedem cui e reușit cel mai bine. Eu număr până la 10. Trebuie să ne ascundem. Hai, nu face. 2. Eu nu aici. Eu am cel mai fain lucru. 5. 6. 7. Nu vă mișcați. 8. Deja m-am ascuns. 9. 10. 10. Nu mișcăm. Hei, următoarea cameră în care să încercăm să ne ascundem e camera băieților! Veniți toți încoace! Dar nu prea locuri iarăși pentru mine! Aici poate mă ascund oriunde! Sau aici pe pat! Vai, dar acum pentru mine este foarte greu!
Câte dungi roșii avem! Oh, iarăși un scaun! Doar că nu voi folosi aceeași tactică! Ia să văd! Așa... Oh! Ce, Mihaela, iarăși noi nu prea avem unde să ne ascundem. Dar găsim noi o soluție. Uite așa aici. Și dacă mai punem și pe față? Ce spuneți? Dar de această dată mai am și mobilier. Care cât de cât pare a fi portocaliu. Dar el este maro. Totuși, dar iarăși pe pardoseală nu vreau ce știe. Eu mă pun aici, dar chiar demonstru că sunt o haină. Dacă luăm această tactică, mulți putem să ne ascundem. Dar eu am altă idee. Iau un umeraș, o pun așa și chipurile sunt și eu. O geacă sau o pijama. Hei, dar în baia lui Mircea avem 1000 de ascunzișuri. Roșii! Dan, iar privește, jucării portocalii pentru baie. Ce zici să ai așa o jucărie ca și toate? A? Atât de mare? E cam așa. Nu, poate un peștișor așa care nuată. Și eu am loc aici, jos. Bună idee, dar dacă vine monstru să facă duș, își șterge picioarele de tine. Eu mă pun aici la dulap. Este roșu ca și mine. Nu prea am loc în el, deci asta e așa. Deci, haideți să vedem dacă reușim să ne ascundem în camera băieților. Dar eu mă pot ascunde și aici, la ușă. E bine? Perfect, Melissa. Ia privește la mine. Mati, tu știi cum sunt dimineața la somnoros? Și pot din greșeală să te ia pe tine la școală, în loc de ghiozdan. Oh, vreau la școală. Haideți să vedem cine reușește să se ascundă în 10 secunde! Ia, cu siguranță! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jumătate, 9 pe oață, 9 pe unul, 10! Mica! Mica, asta e jos! Cine s-a ascuns cel mai bine? Vine monstru! El! El! Mai eu! Cel mai bine știu abonații! Votați pentru mine! Ei, dar noi în hol nu am căutat nimic. Poate găsim ceva de culorile noastre. O, gata, am găsit ceva verde. Eu cred că în challenge-ul de azi eu voi sta cel mai comod. Cineva și-a uitat aici sculele. Dor și valiza cu șurubelița electrică, care este verde. Și eu mă voi ascunde, uite așa, după ea. Uitat! Deși aici pardoseala este albă, am găsit un instrument muzical. Chitara, care este din lemn, iar lemnul este de culoare maro sau aproape de portocaliu. Cum e? Eu mă voi pune chiar aici. Chiar dacă acesta este un maro, este un maro foarte închis. Deci aproape nici măcar nu se diferențiază de culoarea mea, neagră. Deci e ok. Dar eu aici n-am culoare albastră. N-ai ce face, Matei. Gândește-te și tu cum să ieși din încurcătură. Matei, pune și tu mintea în mișcare. Gata, știu. Ce vrei să faci? Acum să fii tot albastru aici. Cum? Vă place? Da, perfect, Matei! Mircea nu se cunoaște, Melissa la fel, iar eu mă văd de la o poștă! Descurcă-te cum poți! Matei, și ce să facem noi acum? Pune mintea în mișcare! Tati, noi avem culorile neon, de aceea și ne vedem așa. Noroc de valiza aceasta! La mine este și mai bine. Deja parcă de la pâle este negru. Deci, haideți să recapitulăm. Cum ne ascundem noi aici? La 3, 2, 1 și... În 10 secunde. Poate. Eu pe scaun. La mă, ce se lipește asta? Din cauza ta?
La ce e locuș? 5, 4, 3, 2, 1! Stai! Cine s-a ascuns cel mai bine? Votați pentru mine! Pentru mine! Yeah. Eu nu mă văd deloc! Eu sunt neobservat pe la ghitara aceasta! Tu ești neon, nu neobservat! Dar cât de mult așteptam acest moment să ajungem la baia noastră a părinților, pentru că este portocalie. Lungime un pic, mai la fel, da? Cum? Cada are margini negre! În pomasca? Iar gunoi albastru. Ba da, coșul tot albastru. Dar eu voi transforma baia voastră în baia faraonilor. Asta cum? Voi fi o statuie. Dar eu mă duc la noi în cameră. Ce? Dar de ce voi n-ați spus de la început? Vreau și eu acolo. În camera noastră am mai multe opțiuni. O, prima aici. Sper să nu mă văd. Dacă vă place ascunzișul meu, apăsați pe like și scrieți în comentarii. Dar cele mai confortabile locuri sunt pentru mine. Privește! Câte? Cred că aici. Nu neg, probabil că tale sunt cele mai confortabile, dar nu și cele mai sigure. Ale mele sunt perfecte! O, un obiect negru. Dacă mă pun aici, mă văd sau nu? E mai interesant așa. Aha, și monstrul o să ne prindă pe ambii odată. Ba nu, eu sunt ascuns mai bine. Mai caut. Aici pot și ce dorm. Nici nu trebuie să mă chinui. Deodată m-am tălănit lângă Matei. Tati, te vezi? E galbenă, nu portocaliu. Așa cum e. Mai bine. Mă voi pune aici la fereastră. Eu credeam că vrei să pleci afară pe geam. Eu afară nu mă duc, este foarte frig. O și nins. Dar uite aici, este bine. Ești întunecat la culoare. Auziți? Cred că ne-am jucat prea mult. Deja vine monstrul. Trebuie să ne ascundem unde sunt locurile cele mai bune. Au închis toate ușile. Numai degeam am putut intra în casa asta. Bine că au lăsat să iesească. Unde sunteți? V-a trecut și nici nu a observat că eu sunt aici. Și e cald în casa asta. Cred că să mă rețin mai mult aici. Îmi place. Afară mă înghețoa de frig. N-am înțeles. Doar eu sunt în casa asta? Nu. Știu, sunt sigur că mulți în casa asta care se ascund. Ia. Pereții sunt curați. Și aici la fel. Supat. Nu-i nimeni. S-au ascuns bine. Credeam că o să mă găsească. Să-mi scrieți în comentarii cine și unde s-a ascuns. Știu că am la dispoziție doar 5 minute. Am învățat lecția de la colegii mei monștri. Asta știe toate secretele. Wow, ce tablou frumos! Vreau și eu la mare. Aud valuri. Da, mare mă cheamă. Doar că face ce fel de mare. Știam că altfel se aud valurile mării. Aici? Ce văd? Mâncare! Chiar era flământ! N-am
Încă? Și cu căpșuni! Ce? Ne mănâncă toate proviziile! Chiar sunt gustoase! O să mai vin la ei să mănânc! Am mâncat și mi-am umflat o burtă! Așa de mare! Parcă-i fiu lupul din capra cu trei iezi! Apropo, unde sunt iezii? S-au ascuns, da! Nu trebuie să pierd nicio secundă! Colegii mei, nu sunt aici! Nu pot să cred! Cum a venit aici? Noi să nu plici sub pat! Hai că mai iau camere în casa asta! Ei! Poate reușesc să fac și o baie? Să-mi spăl aripile de noroi! E gândac! Dar la mulți gândaci le place culoarea verde! Trebuie să fiu foarte atentă să nu mă găsească! De altfel, mă capturează și mă ia cu el! Stai! Tu! Ești chitară? Sau violoncel? De ce tremuri așa? Wow! Sunt contrabas! Prima dată văd un contrabas care cântă singur! Știi ce? Chitara este ca și silueta unei persoane. De ce nu m-ai găsit pe mine? Pentru că luminezi de la o poștă. Eu știu cum luminează cărăbușii. Și silueta de domnișoară sau doamnă. Nici de cum de hipopotam. Uf, s-a ascuns el. Hipopotam, uite la tine, gândacule. Voi știați că noi, insectele, avem vederea miopă, iar de la distanță vedem doar mișcările. Ceea ce am și sesizat în această cameră, mai multe mișcări. Să încep de la pare. De departe, am văzut că cineva tremură ca un iepuraș. Dar acum... nu mai aud și nu mai văd nimic! Nimic! Uf! Ce aici? Un gândac de-al de mine? Nu! Salut! Ia mâna de pe mine, ploșniță! Vrei să te transform într-un gândac, așa ca și mine? Mai bine te împiedic ale tării și gândeai pe spate. Uf, știi șmecheria? Niciodată nu o să mă împiedic și nu o să cap pe spate. Ei, iepurașilor, haideți că vă transform încet, încet în gândaci. Ia să las eu geamurile deschise, ca să vină cât mai mulți gândaci în ajutorul meu! Așa! Hai, veniți! Așa cum a venit și eu! Mai sunt camere în casa asta! Aici nu am văzut pe nimeni, în afară de gândacul ăsta roșu! Ce frig să închid geamul! Matei, deja a găsit pe toi! Vrei și pe tine să te găsească! Dar nici nu vreau să îngheți! S-a întors înapoi în camera aceasta! Credeam că nu mai vine aici! Ce mai este și asta? Poate-mi arată vreun indiciu? Cum să-i găsesc pe ceilalți?
Bine că nu m-am ascuns după acea suport. La început, exact acolo vreau să mă pun. Totuși nu vrei să-mi spui nimic. Oh, și iarăși geam. Și iarăși este închis. Ia să-l deschid. De ce nu vrea să se deschidă? Ce-i asta? Dar tu cine, mă rog, ești? Ce nu vezi? O statuie! Ei, statuie! Hai, coboară! Te-am prins! Dar de ce tot timpul vrei să deschizi fereastră? Pentru că o să vină mai mulți gândaci în casa aceasta. Ce? Atunci e închis pe tot! Trebuie să mă grăbiesc! Mai ies încă unul să-l găsesc! Nu unul, ci doi! Ce-i drept? Timpul deja ți-a expirat! Nu știu, pentru voi a trecut 5 minute, dar pentru mine parcă a trecut o veșnicie. Am înghețat aici cu geamul ăsta deschis. Prea mult te-ai oprit acolo la napolitane și ai mâncat. Fără cervoie. Dar mai aveți? Mai aveți. Eu mai vreau napolitane, nu mă lungați din casa voastră. La noi geamurile sunt cu plasă. Noi tot niciun gândac. Noi gândacii știm cum să facem ca să intrăm în casă, chiar dacă aveți plasă la geamuri. Așa, soluții pentru a scăpa de gândacii din casă. Trebuie să cumperi un fel de spray pentru gândaci. Dacă voi așa, vă voi trimite un monstru care nu se teme de nimic și nu veți avea nicio soluție ca să scăpați de el.